frustrațiunea realii este pentru mine un raliu de acasă care anul trecut s-a desfăturat pentru mine în mod perfect. Să zicem că da, îmi doresc foarte mult să se repet performanțele de anul trecut, dar în același timp sunt destul de liniștit și nu simt presiune. Cu siguranță, fiindcă îmi doresc foarte mult, o să încerc să fiu cât mai concentrat, să fiu cât mai determinat, dar această presiune o transform mai mult în motivare. Super special, în centru de vine, la interiorul acesta. Da, anul acesta o să fie din nou super specială în Piața Unirii. O probă care reușește să strângă tot timpul foarte mulți fani, foarte multe persoane care ne urmăresc acolo. Cu siguranță o să fac spectacol și sunt sigur că și colegii noștri a echipei și ceilalți piloți care concurează o să facă spectacol ca să atragă fanii. Cu siguranță va fi o atmosferă frumoasă. Și sper să găsim acolo câte mai multe persoane să ne urmărească. Dar tu ce le spune iubitorilor de motorsport pentru a ieși din casă să vă vadă în aceste filele? Păi, cred că este o motivare să meargă... Uite-te în cameră! Trebuie să uiți în cameră! De ce?